Noaptea Europeană a Muzeelor rămâne unul dintre cele mai populare evenimente culturale din România. Zeci de mii de oameni au stat în noaptea de sâmbătă spre duminică la coți lungi pentru a intra gratis la expoziții și la spectacolele organizate în muzeele din întreaga țară. Situația nu a fost diferită nici la Făgăraș. Peste 1700 de pasionați de cultură au profitat de acest eveniment pentru a vizita absolut toate încăperile Muzeului Valer Literat din incinta cetății Făgăraș. Noaptea Muzeelor, un eveniment deosebit și aș spune și o noapte de uitat, pentru că ne-a readus nouă posibilitatea de a promova și de a promova valorile patrimoniului muzeal pe care noi îl deținem, dar pe de altă parte și din partea, în special a comunității făgărășene, de a descoperi ceea ce noi avem în patrimoniu și importanța și valoarea pieselor pe care noi le-am expus în expoziția permanentă, dar am venit și cu două expoziții interesante, una dedicată atelierelor de glăjărie din țara Făgărașului, în principal cele de la Porumbacul de Sus, de la Cârțișoara și Comăna, și pe de altă parte o expoziție dedicată unui meșteșug cumva intrat într-un con de umbră, Arta Dantelei. Am avut în această perioadă un număr de 1740 de turiști. Dacă ar fi să facem o comparație cu anii trecuți, o creștere semnificativă. Anul trecut am avut 1000 de turiști, anul acesta 1740, deci o creștere destul de însemnată. Noaptea Muzeelor a fost inițiată în Franța în anul 1999, iar din 2005 s-a extins în toată Europa. În anul 2011, evenimentul a fost sărbătorit de aproximativ 3000 de muzee din 40 de țări. Un eveniment de succes inițiat de Ministerul Culturii și Comunicării din Franța, patronat de Consiliul Europei, de UNESCO și de Consiliul Internațional al Muzeelor. Anul acesta, evenimentul a ajuns la 19-a ediție.